după lungi căutări, după ani și ani, am reușit să ajung la Virgil. Din nou, aceeași teorie. Proaspăt coborât de pe scenă, îmi place să simt energia și să simt vibrația speakerilor după impactul cu publicul. Bună ziua și bine te-am găsit! Cum te simți după ce ai coborât de pe scenă? Salutare, mă simt foarte entuziasmat, mai ales că am văzut că publicul m-a îndrăgit foarte mult, adică doar când am apărut deja sala a fost în aer și nu mă așteptam de o primire atât de tare, adică mă simt super, super încântat. De ce te întreb? Ultimul tău eveniment în care ai fost pe scenă a fost acum cât timp? Ieri am avut un seminar de perfecționare, dar dacă te referi la un eveniment mai mare, nu mai știu care a fost ultimul. De ce te întreb? Pentru că între timp ai explodat și cred că acum ai putut să simți cât de mult te-a dorit publicul după interacțiunea cu internetul. Adică eu asta am văzut și vreau să văd dacă ai simțit și tu sau nu asta. Așa e, da, am văzut că am intrat mult mai mult la inima oamenilor decât până acum, da. Am văzut un impact puternic pe care nu l-am mai întâlnit neapărat în situații de astea, încât să stea lumea așa, cu sufletul la gură. Da, mă bucur mult de chestia asta și le mulțumesc tuturor celor care mă susțin și a fost o trăire foarte, foarte frumoasă. Acum am înțeles cum ai simțit totul de pe scenă, care ar fi un feedback legat de eveniment, organizare, vlog, spațiu. Totuși, la Cluj nu prea are nimeni curaj să facă evenimente. Așa e, da. Evenimentul e ceva extraordinar, adică totul a fost impecabil, de la locația foarte spațioasă, confortul, modul cum a fost organizat, programul respectat la virgulă, adică a fost o interacțiune foarte faină. N-a avut nimeni timp să se plictisească nici măcar o secundă. A fost gândit foarte bine și structurat foarte bine și parcă mai venea încă o palmă, n-am apucat să-ți revii că urma altceva, o surpriză nouă, speaker foarte tari și evenimentul e extraordinar. Ai văzut noile modele de mașini de la Rovra? Ce părere ai? Îmi plac foarte mult și se vede că sunt ce trebuie. Sunt mai gândite cu suflet, cum s-ar zice. Da, toți trebuie să urcăm cât mai sus și sigur lor li s-au adus îmbunătățiri foarte bune. Aștept să le încerc. Toată lumea așteaptă să le spui cum sunt după ce le încerci. Am înțeles, da. Nu vreau să trec direct la care ar fi sfatul zilei, că o să ajung și acolo. Ce te motivează pe tine? Cel mai mult mă motivează bucuria de a da mai departe, adică în ceea ce fac, nu mă refer doar la oamenii străziei, ci și în educație, adică îmi place foarte mult, vin mereu cursanți noi, o grămadă de persoane noi cunoscute zilnic și să experimentez cu ei ceea ce Dumnezeu mi-a dat și am reușit să acumulez până acum. Lumea nu știe, dar tu ești campion național și la pescuit. Da, așa e. Am aflat de la un prieten pe care îl salut pe calea asta și el te salută. Spune-mi, care este sfatul zilei? Ținând cont că a fost o zi de educație foarte motivațională, sfatul zilei este orice ar fi și prin orice situații sau circumstanțe treceți, să aveți răbdare, să aveți încredere în voi și în Dumnezeu și cu siguranță, cu perseverență și multă muncă, o să reușiți să ajungeți acolo unde vă doriți. Felicitări pentru tot ce faci. Mă bucur că există un personaj ca tine care inspiră în direcția bună, în sfârșit. Și cred că ne-am supărat cu toții dacă te-ai opri. Așa că felicitări.